Bun. În acest video noi o să refacem axul proiectat din proiectul deja existent, adică în cazul în care noi avem un studiu de fizibilitate, putem să refacem proiectul după datele inițiale proiectului. Da? Eu am identificat în aceste fișiere elementele geometrice ale axului și le-am adăugat aici într-un fișier aparte, ax proiectat. Și noi aici avem așa, în felul următor. Avem vârfurile pentru fiecare element. Și probabil astea sunt punctul de intrare și ieșire a razelor. Numai că razele nu le avem aici. Ia să vedem dacă le avem în altă parte. Plan. Da, deci tot aici în plană fișierile alea. Axul. Astea sunt tronsoanele. Da, aici avem razele. Deci de aici putem să identificăm razele noastre. Da, deci după cum vedem aici avem raza, avem cercul și clotoidele. Ok, atunci mergem să încărcăm share-ul ax proiectat în program și vedem cum refacem axul. Ștergem tot ce avem aici în model, dăm click pe fișiere, import, DVG, încarcă DVG, mergem la date model și încărcăm ax proiectat. Bun, axul nostru s-a încărcat, dar nu îmi place cum s-a încărcat pentru că eu vreau să am fișierul exact ca în DVG, adică cu cerculețe aici. O să-l mai încarc o dată exact ca în AutoCAD. Aici la opțiune dau original AutoCAD. Ok. Încarcă. Ax proiectat. Așa e mai bine. Da? Se văd elementele axului. Bun. Acest desen îl salvez iarăși în rădăcină și îi zicem ax proiectat. Bun, asta este vârful 1. Ieșim din acest modul și intrăm în meniul lucrări lineare. Asta este meniul pentru lucrări lineare. Pentru început noi o să mergem aici la general și aici putem să adăugăm normativul 863. Da? Aici încărcăm ROS-TAS 863. Ok. Pentru supraînălțări la fel încărcăm 863, pentru supralărgiri la fel încărcăm 863 și aici selectăm categoria drumului, să zicem categoria 3 și viteza 60. Ok. Salvăm acest fișier. Nu contează ce noi dăm. Mergem înapoi la plan. În principiu axul se construiește în felul următor. Avem aici XY1, XY2, adică alinamentul, da? Îi dăm primul punct al alinamentului și al doilea punct. După asta mai adăugăm încă un element. Vedem, da? Avem deja doi editori. Aici mai dăm următorul element. Și între ele inserăm un element de tip 8, adică curbă. Și aici îi dăm o rază. Dacă raza este contra acelor decesornic, noi trebuie să-i dăm cu minus. Dacă este în direcția acelor decesornici și dăm pozitiv. În cazul nostru îi dăm negativ și îi dăm minus 150, de exemplu. Calculăm, da, și vedem. Avem primul element care este format din element, al doilea element este cerc, curbă, și următorul element, iarăși, alineament. La această curbă, ca să-i dăm clotoide, bifăm aici L, de la lungime, da, A este parametru, L este lungimea și dăm și niște clotoide. Calcul. Cam așa se face axul în istram. Dar, un ax de la 0, dar dacă noi avem vârfurile, noi putem să folosim și altă metodă mult mai simplă și această metodă o folosim cu butonul adaugă PI, da? Dăm click
De exemplu, o să punem primul punct, da? Aici în vârf, și pentru asta îi dăm o snap vertex, selectăm primul punct și al doilea punct. Aici nu mai merge vertex, dar merge intersecție, da? Și următorul element, vârful 2, da? Da, deci o să-i selectez mai mult. Mai multe opțiuni, nu mai știu, extremități, punct de mijloc, vertex plus punct de mijloc, nu, multiplu. Aici o să bifez vertex, intersecție, accept, ok. Și în felul ăsta o să ne legăm și de vertex și de intersecție. Bun. Mergem mai departe. Deci pentru a crea vertex noi folosim acest buton, adaugă PI. Da? Și el automat ne va adăuga. Deci lucrul, treaba merge mult mai repede. Dăm click. Verificăm unde sunt vertexii. Următorul. Iarăși încă un vertex. Aceștia sunt probabil vertex fără rază. Și aici avem deja intersecție. Iarăși încă o intersecție. Setăm vârful. Iarăși încă un vârf. Și în felul ăsta noi refacem axul nostru. Modalități de refacere sunt mai multe, în dependență de ce elemente avem noi din proiectul dat. Cam așa merge treaba. Și după asta noi deja mergem și adăugăm razele. El în principiu pune niște raze mici pentru început. Da? Vedem aici a pus o rază de minus 30. În mod normal aceste raze noi trebuie să le scoatem pentru că aici nu există nicio rază, există decât vertex și trebuie să ștergem acest element. Da? Dăm click pe actualizează și vedem că s-a pus doar un vertex. Aici la fel trebuie să scoatem. Haideți să căutăm o rază. Da, deci aici avem o rază. Ca să adăugăm rază, selectăm element proaș și tragem de acest element și vedem, da? Urmărim ca aceste două vârfuri, nu merge, da? Deci asta ați observat, aici este o linie și aici este o linie mică. Mergem cu ele până când ajungem la elementele noastre, adică elementele existente acestea. Și în felul ăsta noi găsim raza de minus 175. Numai că nu știu de ce nu pică exact în vârful ăsta. Cred că am scăpat eu vreun vertex ceva. A, nu, n-am scăpat nimic. Aici mai există și crotoide. Crotoidele la fel le putem măsura. Apăsăm tasta F4 și măsurăm lungimea. Este de 59-60, să zicem. Scriem aici 60. 60. Și raza s-a modificat. Trebuie să mărim și raza. Minus 250. Minus 350. Minus 300. Minus 320. Minus 330. În mod normal, eu trebuie să deschid să caut proiectul de unde începe asta, de exemplu primul share și să caut raza respectivă și să-i adaug datele respective. Deci avem 325 și 140 parametru A, da? Deci dacă noi mergem și aici dăm minus 325 și schimbăm parametru să fie A, dăm 140 și 140, obținem exact pozițiile din proiectul inițial.
Asta ar fi altă metodă, adică în paralel ne uităm în share-ul de VG, ca să nu mai nimerim în felul următor, dar asta ar fi o metodă mult mai rapidă, dar având în vedere că avem și clotoide, e mai greu de nimerit. Dacă ar fi doar razele, atunci ar fi mai simplu de nimerit. Bun, ia să vedem și să facem și la acest, la următorul, la următoarea curbă. Elementele avem 325 și 100, da? Deci aici avem minus 325 și parametru 100. Dăm click pe actualizare. Da? Și vedem că a nimerit exact pe proiectul existent. Deci cam așa se reface axul după un proiect existent deja. În următorul video o să-l refacem după o ridicare topă fără alt proiect. Da? Deci o să mergem fără vertex și fără nimic. Oricum, eu deja acest ax l-am creat, nu o să stau să-l creez pe tot. Deja ați văzut care este principiul, cum se reface axul și o să-l încarc deja din proiectul creat. Aici o să selectez acest fișier, da, și vedem aici axul nostru în întregime. În totalitate noi avem 220 de mii și el începe la 131. 220 minus 131, 89 de kilometri. Bun, deci cam ăsta este axul. Eu o să-l salvez, să-l avem și în folderul nostru de proiect. Denumirea de 002. Bun, cam asta. Și în lecția următoare, în video următor, o să creăm un ax după ridicarea topografică.